Bun găsit, dragilor! Bine ați venit pe municipiul-târgoviște.ro. Ca de obicei, avem un nou podcast pe care vă invit să-l vedeți în fiecare săptămână. Astăzi ne-am orientat către un drag prieten, un mare artist, un mare iubitor de cultură și un mare actor. Puiu Jipa! Mare actor, să mă ridic? Poți să stai și jos, să știi că noi te știm. Da. Bine ai venit. Mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că ai venit, mai ales că numai ce a fost ziua ta și probabil că încă te resimți. E greu la acolo unde te duci tu. Da, la birou. Da, la birou, da. Norvegian, așa, stilul norvegian. Da? Cum e stilul norvegian? Sunt cum are fiorduri multe și ape și... Da, am ratat. Te rătăcești. Am ratat, da. Ai tras de mine, dar recunosc că nu eram pregătit. Aici trebuie să mă pregătesc ca să vin acolo. Ne descurcăm, noi se poate oriunde. E de luptă. Păi să-i spună la mulți ani. Mulțumesc. E la secret, maestre? Ce? Vârsta. Vârsta? Da. Am împlinit o tablă de șah. O tablă de șah. Asta este... Poți să răspund? Te rog. 4-6. Atunci îți dau mat în 6 mutări, cu 64. 64. Am fost aproape. Păi la mulți ani. Mulțumesc. Eu zic că poți să te gândești la pensie? Pot să mă gândesc, da. Dar la voi nu este avantajos, pentru că voi actorii nu puteți să ieși la pensie, pentru că aveți salariile prea mici și dacă ieși la pensie, s-a terminat. Se mai joacă și după pensie, întreagă. Deocamdată nu știm cu ce premiere și cu ce... oameni politici avem, nu știm dacă mai e cazul să mai ieșim la pensie vreunul. Că vorbea, batem pensionarii, batem pe ăștia, pe cei care mai muncesc. Da, mai e niște avantaje, adică poți să faci pe Moș Crăciun, spre exemplu, dar problema este că ăsta se face doar o zi din 365 de zile. Aiurea, să fac mai multe zile, școlile se închide înainte de 20, Crăciun e pe 24, mă rog, ajunul. Așa? Și... ai vreo săptămână la dispoziție, nu așa? Cel puțin o săptămână. Dar... nu se câștigă foarte mult, aiurea să spui, pentru că tot timpul am senzația și toți îmi spun, n-au părinții bani, n-au... ok. Și atunci las și eu de la mine, mai dau și ei de la ei. Păi dar nu, nu din asta am câștig existența. Show-uri private. Da, normal, că la stat unde se faci pe Moș Crăciun? Înainte se făcea Moș Gerilă. Dar de când nu mai e frig iarna, rămâne cu Crăciunul. Actorul nostru drag, Puiu Jipa. Păi, tu nu ești târgoviștean. Nu, sunt ploieștean și mă mândresc cu asta. Sunt republican. Deși regalist uneori în idei și în gândire. Sunt mândru că sunt din orașul lui Caragiale. Uite, vezi, la jumătatea distanță dintre Ploiești și Târgoviște s-a născut Caragiale. Eu m-am născut în Ploiești și am ajuns la teatrul din Târgoviște. Trecând prin ile Caragiale. Exact, da. Și l-am avut profesor și pe Marin Moraru, a cărui zi a fost ieri, asemenea lui Caragiale, și eu alaltă ieri mă născusem. Alaltă ieri este, așa, o zi, oarecare, pentru că acest podcast nu se va da când se registrează, se va da bine, într-o altă okay, zi. Bine, da, nu, așa, da. Pentru cunoscători, vă uitați pe undeva și găsiți în niște Wikipedia, nu? Așa, în Wikipedia e cel mai bine, acolo toată ziua e cineva se naște. Și am avut un drum din Ploiești până... deci a trebuit să trec prin multe locuri. Am ajuns la facultate în București, acum 1000 de ani. Acum 500 de ani am ajuns la Satu Mare. Așa, de București la Satu Mare. La repartizare, da. Da. Adică asta am ales. Și nu puteam să aleg Petroșani sau mai era ceva Bârlat. Deci ceva... și Satu Mare mi se părea foarte exotic. Da, și cel mai departe. Cel mai departe și chiar vroiam să fiu departe. N-am tânjit... după București, mai deloc. De cine fugeai? Nu fugeam de ceva. Mi-e place să umblu, să văd, să descoper, să caut, să... sunt curios. Dar nu era vreo prietenă, vreo iubită care alerga și alea au după urmat tine? Nu, și nu. De-aia trebuia m-am dus să fugi. Însurat acolo. Da? Da, la un an am divorțat, iar m-am însurat, iar am divorțat. Am avut o viață așa. Și acum ești liber de contract. Culmea, nu. Da, suntem despărțiți de mult. Buni amici, buni prieteni. Dar ne e lene să divorțăm. Am înțeles. Deci în acte ești prins, dar tu de fapt ești liber de contract. Absolut. Da. Am fost liber întotdeauna. Îți facem puțină reclamă. Cine știe? Da, am și un cățel. Deci sunt o partidă foarte bună.
Păi da, pentru că tu ai plecat de la Ploiești, te-ai ajuns la Satu Mare, dar la Târgoviște aici te-ai așezat temeinic și ți-ai cumpărat și o casă. Da, mă mir. Deși mi-am cumpărat mai multe case în viața mea, s-au cam dus așa. Da, ca bibliotecile, nu știu, am avut câteva biblioteci și acum am niște rămășițe. Mă rog, umplu un perete, da. Era greu să te muți cu ele pe vremea aia. Dacă, mai ales dacă pleci cu două geamantane, știi? Da, da, am reușit din Ploiești să mut la Satu Mare. Mult, foarte mult. Am mai rămas la mama acasă la Ploiești cărți. Și pe vremea aia la Satu Mare era o chestie foarte mișto, unde era populația cam un fel de 50-50, mai mult maghiar decât români. Se găseau cărți. Cărți care în București sau în Regat, în capitalele provinciilor, să spunem așa, dispăreau, deci apăreau pe tarabă. E, acolo, fiind populația de așa natură și mai depărtat, excentric, găseam cărți și am făcut și afaceri. Cumpăram 2, 3, 4 exemplare și duceam la Ploiești. La fiecare carte am anunțat pe toți. Vreau să-mi scot banii de tren, nu de altceva, că nu, n-am făcut bișniță. Și cumpăram cărți și ajunsese un... Nu mai știu cât era Marin Preda, cel mai iubit dintre pământeni. Mă, acolo se găsea. Dădeam telefonul ăla cu fise, așa frumos, mai, dar pe scurt, am mai găsit încă trei exemplare. Făceai comandă. Și făceam comandă. Și mi se aduceam. Eram prieten cu toate librăresele din, din Satu Mare. Și mă duceam, într-adevăr, cu niște genzi din alea mari, uriașe. Când e de cărți, știți cum e, cartea cântărește greu. Dar dacă o ții în cap... Foarte ușor. Și dacă n-ai nimic în cap, e și mai ușor. Că ți intre pe ureche și te se bam în două, nu? Da, și nu e niciun zgomot, ia? Și mai bate vântul din când în când. Da. Și cât ai stat, maestre, la... La Satu Mare? La Satu Mare. 11 ani. Bun. Cu niște mici prelungiri. Și apoi? Și apoi am ajuns la... Am vrut să renunț la teatru. Nu neapărat să renunț. Am zis, mă, iau o pauză că am jucat mult, foarte mult. Dar asta era până anii... 92-93. După evenimentele, da, de după evenimente. Am plecat în... Am ajuns în 80, am plecat în 93, de 15 ani. Bun. După aia am ajuns, datorită unui foarte bun prieten și regizor și fost director la Satu Mare, Cristian Ivan, m-a chemat la Brașov să înlocuiesc pe cineva în câteva zile într-un spectacol pe care îl jucasem la Satu Mare mai demult. Așa, am mai stat la Brașov vreo 4 ani, altă lume, altă... Și mult mai aproape de casă. Da, pentru că vreau să fiu mai aproape de mama. După aia țești la Râmnicu Vâlcea. Unde era, nu neapărat mai aproape, dar erau niște oameni deosebiți atunci acolo. Goange Marinescu, Dan Micu. Ei amândoi s-au prăpădit destul de repede. Eu totuși am rămas acolo. Silviu Pulcărete mai era. Și am șucat așa o vreme, m-am distrat și acolo. Și mă cheamă Liviu Cheloiu, colegul meu de aici. Băi, un concurs la Târgoviște, nu vrei să faci un party, un part-time, ca să zic așa. La Vâlcea nu prea făcea mare lucru. Se juca o piesă pe an, un spectacol pe lună. Era o perioadă foarte proastă a teatrului atunci. După aia și-a revenit. Poate pentru că am plecat eu. Acolo sau în general teatrul și-a revenit? Și-a revenit pentru că și-au descoperit că au și o clădire nouă, rezolvată. Și am venit la Târgoviște, unde după un an de zile m-am și angajat... Am plecat de la Vâlcea. Ce an era? 2003. În 2003 am venit, am... Ce mișto! Nu. Nu știam pe Ranin atunci. Știam că existase unul, Mihai Constantin, în facultate, dar nu avusesem tangență. Mi-a venit decât mine cu vreo 3 ani. Deci era anul 1 și eu eram anul 4. Și nu ne prea amestecam noi ăștia de anul 4 cu ceilalți. Aveam cursul la Cassandra, ei erau un institut. Nu prea mergeam la... Nu mai erau multe cursuri în anul 4. Mă rog, ne-am cunoscut și n-am știut dacă m-a angajat sau unul colaborator. Și primesc un telefon și aud în telefon, sunt Ranin, directorul teatrului din Târgoviște. Da, și ce? S-a evaluat salariul, că va intra pe cald. Mi-a căzut fața. Deja? Da. Ok, și mă mai sună peste încă o vreme cineva tot din teatru să veniți repede să repetați la Târgoviște, pentru că pe... În câteva zile, o săptămână, cam așa ceva, trebuie să mergeți la Cairo. La ce? La, la Cairo! De ce? E un festival și spectacolul cu care mergem are nevoie de dumneavoastră să jucați. Normal că prima reprezentație pe care am dat-o în Târgoviște a fost la Cairo.
La fel cum se întâmpla și la Satul Mare, în care primul spectacol în care am jucat n-a fost în Satul Mare, ci la Carei. Da, nu era foarte departe. Carei, Cairo, seamănă. Da, tot, da. Pe un bună continuitate. Da. Și așa am rămas la Târgoviște. Am venit la Târgoviște, am locuit năprasnic, prin cămine, prin cabine. Făceam și naveta aia cu Vâlcea și m-am supărat la un moment dat pe Vâlceni. Și cum fac eu de-asta nunți cu năbădești, sau mă rog, despărțiri cu năbădești, zic, bă, vă fac și un spectacol gratis. A costat 40 de lei o pereche de pantofi, cât era pe preț. Mă rog, nu 400 de lei, 40 de lei. Așa? O pereche de pantofi, asta a costat spectacolul. Și s-a jucat la Vâlcea de vreo câteva ori. 10 ori, să zicem. Mă rog. Așa? Și la un moment dat i-am spun, am plecat, mi-am desfăcut contractul, m-am angajat. I-am spus, nu se mai joacă spectacolul. Da? Bine că nu se mai joacă, îl iau eu. Și l-am jucat 6 ani în Târgoviște. Era un spectacol nebun de familie, nebun pe care le joc cu această soție a mea, dată care sunt despărțit. În fapt. A fost distractiv. Am jucat în sala studio, erau vreo 100 de oameni, deja noi mai aveam 10 metri pătrați să jucăm. Da, e sala mică, dar foarte, foarte multă lume. Da. În Târgoviște știu că sunt foarte mulți iubitori de teatru, de cultură, și asta facem și noi, încercăm să arătăm cine sunt oamenii care sunt care se luptă să aducă ceva nou în Târgoviștea noastră. Și mai este și unul dintre ei. Dacă nu era Ionuț Cristache, proful de filozofie, cum este cunoscut, multe lucruri poate că nu s-ar fi întâmplat. Ionuț Cristache este unul dintre cei care au pus și teatrul pe hartă, teatrul Tony Bulandra. Pentru că, uite, am venit în 2003 în Târgoviște să iau un taxi să mă duc la teatru. Și am venit la teatrul Tony Bulandra și m-am trezit pe strada Tony Bulandra. La teatru. Nu știa nimeni ce. Până la urmă, cu multe mari, la teatrul Tony Bulandra, fostul Club Petrolul. Ah, păi de ce n-a spus așa, domnule așa, măi, cu teatru aici la noi. Asta a fost la început. Și nu prea venea lumea la teatru, na, ca orice teatru nou, n-avea aproape de niciunele de teatru, dar încetul cu încetul s-au adunat. Da, veneau mulți elevi de la Carabela. Chiar veneau cu Ionuț Cristache, Ionuț Cristache, profesorul. Da, așa e. Țin minte pe domnul Ranin, directorul teatrului, când a fost cu o mândrie nebună, nu mai avem, în seara aceasta este sold out, nu se mai vând bilete. Pentru că asta era. Ionuț Cristache, plăcându-i ce făceam noi acolo, a adus foarte mulți elevi. Am mai adus și eu, culmea, eu o creșmă, un bar. Mai facem reclamă, nu facem reclamă, nu are importanță. O contest. La Fiord, e un loc bine cunoscut de prea multă lume. Acolo se schimbă generațiile în continuu. Da. Și am făcut o microstagiune la Fiord, cu spectaculuțe scrise de mine, sau mai chemam prieteni, și atmosfera era foarte ciudată. Oamenii ăia nu văzuseră teatru. Oameni de calitate bună, dar nu cea mai bună din lume, dar bună peste tot, oameni buni în general. Și au fost reacții la modul că dacă cineva împingea un actor, împingea o actriță, mă rog, un personaj împingea, au sărit de la mese să ia apărarea fetei care era un pic împins, a trebuit să sară și juge, băi, stai că e teatru, da, ziua, așa ce, nu-i pe bune. Da, și atunci lumea aia a început să vină la teatru, au venit după noi actorii, că acolo le strângeam aproape în fiecare seară. La Fiord, unde te duci, practic? Da, erau puțini. Veniți puțin în oraș și dormeam pe la cămine, mă rog, prin toate părțile. Și oamenii s-au luat după noi și au venit și la teatru. Și în ultimii ani de zile, când sunt săli aproape permanent pline, suntem și întrebați. Când se mai... Mă, teatru e aici aproape, du-te și vezi că nici eu nu mai țin minte toate datele și toate. S-au fluturat și... Tu ești pe Facebook, poți să uiți pe presa locală. Dar e mai mișto să te întrebi direct și te simți și tu. Hai mă, teatru aici. Când îi mai auzeam, dăm și mie, că n-am bani să... Dăm și mie o invitație. Băi, e 5 lei biletul. Mai de mult. E 5 lei. O bere și un pic. Și acum e 10. Probabil. Păi am făcut eu rezervări de curând.
Internet. A, ți-au dat pentru studenți că te-au văzut că ești așa mai tinerel. Nu m-au întrebat. Eu am vrut să iau de adulți. Și erau 10 lei plus comisionul, nu știu, 3 lei, 34 de lei. Pe da, net? Pe net, da. Foarte bine. Nu, suntem dependenți și de vânzări, pentru că asta e politica, dar... Teatrul este subvenționat și cultura în România trebuie să fie subvenționată, pentru că ea nu face bani, din păcate. Ba, știi care e culmea? Că, de fapt, cultura face bani. În timp. Peste vremuri, peste timp. Un om educat va veni la teatru, va merge la cinematograf, ce se mai că filme acum s-au făcut numai pentru categoria subdezvoltaților mentale. Asta e senzația pe care o am. Trebuie să cauți un film, mă rog, pentru noi ăștia mai artiști. Așa. Mai găsești. Urcă, da. Mai găsești, da. Am văzut un de curând minunat, Război la München. Da. Pe acea platformă, da, care începe gână. Da. Foarte bun. Am văzut. Și cu actori foarte buni. Și acolo unde spui tu, sunt multe filme. Sigur că da. Mă refer la filmele care se dau la cinematograf. Problema e cine să mai duce la cinematograf. Cine mai are timp să meargă la cinematograf? Dacă ai toate condițiile acasă și telecomanda aia te duce în orice colț și către orice film pe care ți-l dorești, parcă ai uitat și nu mai a devenit mai comod să stai acasă, să mai mergi la cinematograf. Pe lângă pandemia asta care, uite, spre exemplu, pe voi, din nou, din cauza rezultatelor, nu, sunteți închiși acum, nu? Nu suntem încă, nu. Nu? Nu suntem la 30%. Nu s-a suspendat? Nu, asta cu 50% 30% sunt niște aberații. Eu înțelesem că... S-au suspendat două spectacole, pentru că am avut și noi cazuri de COVID. Se întâmplă, n-ai cum, nu poți să pui mâna pe o clanță și ai luat... Este atât de ușor în perioada asta, dar să fim sănătoși, să ne dorim cu toții. Păi trebuie să fim sănătoși. E bine la Târgoviște? Da. Adică drumul ăsta către Târgoviște este și a fost de bun augur? Te vezi plecând mai departe de aici? Păi nu prea mai am unde, nu prea mai am neamuri la Ploiești, foarte puține au rămas. S-a aici simț... e casa ta. Și mi-am cumpărat o căsuță. Deci nu mai ești republican, ești omul cetății. Să zicem că da. Tot în sinea mea rămân ploieștean, dar să nu vă supărați voi târgoviștenii. Nu, că suntem prea aproape unii de alții, totul noi. Am și spiritul ăsta citric, cum zic eu, de la Criti. Da. Și mă distrează enorm să văd ce se întâmplă, amănuntele orașului. Având eu, datorită unor mici accidentări, având imposibilitatea de a merge mult pe jos, observ pe distanțe scurte lucruri. Și mă mir că mulți nu le văd, legate de curățenia orașului, de chestii din astea, mărunțele, de tipologii de oameni pe care îi tot întâlnești și pe care le arunc în gazeta Dâmboviței, în tableta mea de marți, de mâine, de marți, în un fel de... De marți. Tot timpul e mâine. De-aia se numește marți, că apare marțea. Da. Și mă întâlnesc, practic, cu aceiași oameni. Te mai vedem și pe sticla aia de care vorbeai. Mai mergi să mai și filmezi. Când pe la TV, când prin filme. În ultimii doi ani greu. Păi, în ultimii doi ani că sunt problemele prin care trecem. Dar înainte te vedeam și la Pro TV. Da, am fost un colaborator al unui serial. Zii serialul. La Sfierbinți. Așa. Și nu numai. Mai multe seriale. Și? Nu mai sună telefonul? Nu mai sună pentru că deplasări, chestii... Bugetul... Carantină, nu știu ce e cu bugetul, că dacă mergem în continuare, înseamnă că au bani, nu e o problemă. E după... Nu mă deranjează carantină. Foarte mult că nu mă mai cheamă, pentru că mă deplasez un pic mai greu, dar mă deplasez, nu... Și în filme? Nici în filme n-am mai jucat tot așa de vreo 2 ani, dar am făcut o groază. Multe au fost pentru export, foarte multe filme, care nu s-au văzut în România. Povestește-ne, actori, importanți cu care ai jucat... Hai să le căutăm, poate îl găsim pe canalul ăla. Am jucat într-un film Jacou, Le Croquant, cu o producție, mă rog, producție franceză cu... Ei au dat actorii, noi am dat caii.
Ce tare. Mă rog, am dat ceea ce se numește figurație specială sau roluri foarte secundare române și m-am băgat în chestia, era interesant, cu, cum îl cheamă, Uliel, Gaspar Uliel, care un actor francez de mare, mare valoare, care s-a prăbădit de curând într-un accident la schi. Foarte de curând, este de curând. Nu asta, îmi pare rău pentru el, un actor, a jucat în Hannibal Tânăr. E un film serial care se difuzează pe niște canale, nu, chiar nu știu pe care. Mă rog, este. Și ca să putem fi mai bine plătiți, ni s-a dat fiecăruia câte o replică de-a lungul întregului film. Cinci dintre noi, cine era? Busu, mai era pe acolo, Andreea Grămoșteanu. Știu că asta ne-a săpăcit pe toți. Replici scurte, nici eu nu mai știu ce aveam, ceva la modul în franceză, nu mai țin minte, dă-i drumul, e omul nostru, ceva la chestia asta. Măi, ca un făcut, când era să spune replica, ba exploda o archebuză aiurea, ba cuiva îi se făcea rău, încât ajunseserăm să tragem pentru replice la vreo câțiva, să tragem pentru replicile alea 8 ore, de dimineața de la ora 8 până seara la ora 6, nu mai știu câte 8. Și n-apucam să spunem replică. Asta ne-a distrat foarte mult și de atunci aveam toți reticențe. Nu putem să tragem replica asta mai târziu, să fie mai liniște. Ne distra. A mai fost un film, iarăși, nu s-a dat la noi, Navlasni Nebezpeci, e cehesc film, o producție cehească și Media Pro. Un rol principal acolo, înseamnă pe propriul risc, care s-a tras și în Bosnia, pe râul Una, unde e o cascadă imensă, unde s-a filmat și bine tu, o cascadă cea mai mare din Europa, vreo 30 ceva de metri, de pe care am sărit și m-am recuperat. Și am mai sărit de pe una mică și nu mai ieșeam la suprafață. Eu am crezut că acolo rămân. Dar vorba aia, am dat din mâini, am dat din picioare, am spart zidul ăla de apă și am ieșit. Nu în timpul filmărilor, ci exact pur și simplu în timpul ca să te distrezi, da? Nu, exact în timpul filmărilor. De la ce înălții mai sărit? Aia de 30 mare. Metri a fost în siguranță. Aia a fost safe. Aveai cabluri? Nu, n-aveam nimic. E simplu, te duci în apă, acolo nu erau cureți. Dar la o întâlnire de doi craci aia pe ei, la o întâlnire din asta unde se formase o bulboană ca o mașină de spălat. Da, un vârtej. Ca la o mașină. Erau, cred că, mai multe. Uh-huh. Și noi veneam cu dita mai barca aia, cu vâzle, cu tot ce era. Eu îmbrăcat fără vestă. Toți ceilalți erau, personajele lor erau oameni care se distrează, dar au echipamente, au tot. Personajul meu era un om al munților. Și cum sunt eu așa mai slăbât, să mai pun o veste pe mine, nu dădea bine, hai că știi să nu, știu să nu, nicio problemă. Numai că barca aia s-a dus câși, că nu poți controla apa, am sărit, vorbea ca la bazin, așa frumos, da? Mi-am dat seama artistic. Că am făcut o prostie, când de fapt trebuia să fie o răsturnare. Da. Și am sărit n-a fost vina mea, am sărit prin absurd în cel mai ciudat loc unde se întâlneau alea. Unde nu m-a făcut acolo ca într-o mașină de spălat. Când vedeam aer, când nu vedeam nimic, am început să respir bulele pe care le face apa. Mă duceam cu și mai trăgeam un gât din ele. Normal că luam și apă în mine cât cuprinde. Mă rog, am prins așa o fantă de lumină și am ieșit mai încolo cu vreo 15 metri, 10 metri, m-a scos. Primul lucru pe care l-au făcut cascadorii cehi, pentru că ei nu știau unde pot să fiu, a fost să-mi dea să bea o gură dintr-o strică de pălincă locală de pe acolo. Deci o chestie de vreo 50 de grade. Îți dai seama că de Borova, da. Nu, făcută de casă, pe acolo, prin sat. Într-un sat pierdut prin Bosnia, pe acolo. Și am declarat clar că eu nu mai filmez. Nu mai trag scena asta, n-am făcut bine. Nu, că a ieșit toată lumea a sărit artistic pentru că s-au speriat, era prima dată. Și la orice film se trag două, trei duble, chiar dacă sunt de astea. Puneți un cascador, nu mai săr. Și mi-am mai dat să mai bea vreo două guri din alea și parcă eram după aia, după, ca șoricelul cu pisica după ce a băut ceva. Unde-i pisica? Dați-mi tare să sări mai de departe. Mai vreo dată? Nu filmasem până atunci băut. Nici la teatru, dacă am spectacol în ziua, eu n-am pus gura pe, sau chiar o seară înainte, mai rar, mă rog. Dar nu beau în timpul lucrului. Și bineînțeles, cadou a fost, am căzut mototol
Eu, toți ceilalți s-au speriat, deși din ce motiv, eu nu m-am mai prins de ce era pe acolo. Ba, barca s-a dus aiurea, eu m-am lăsat să cad așa frumos, ca o zână am căzut în apă, ah, ce frumos. E artistic, nu? Da. N-am pățit nimic acolo, numai că de-a lungul acestora trei duble s-au tras, se numesc duble, dar adică mai tragem o dată, trei din sau patru, nu mai știu. Eram fericit, la apă, am pierdut și pălăria, și o geantă, și s-a rupt vesta că s-a agățat prin ceva. Aș trebui să mă îmbrace să fiu nou-nouț iarăși. Și eram foarte vesel. Eu crezând că am terminat cu filmatul pe ziua aia. Și aveam, trebuia să vorbesc în cehă. Ori eu știu cehă? Mamă, ce bine știu cehă. Ia zi. N-am las din nebespeci, asta e tot ce știi. Tache mă la porpora, n-am uge pomoț. Eu plec din emisiunea asta. Nu mă înșura. Mai Nasledano și Dobriden, atât. Nu știam nimic, dar învățam. Deci terminam filmările și venea o profesoară de cehă și învățam text să-l pronunț ca aia. Și am aflat că am despus și un monologel după chestia. Deci rol principal? Da. Înțeleg? Rolul principal românesc. În astea, cum ne spune, pe site-uri, apare cum că ar fi jucat Marcel Iureș și el nici nu s-a atins de filmări în această chestie. Deci eu am jucat în locul lui Marcel Iureș. Am înțeles. I-am spus și lui asta și eu habar n-aveam că am fost distribuit. Da, cu barbă multă. Când era? Când s-a întâmplat asta? 2007. 2007, da. Deci atunci ar trebui să-ți fac prezentarea altfel. Stăm de vorbă cu Marcel Iureș, care este incognito. Mă chema Boșco în film. Da. Vremuri. Vremuri. Păi știu 2007 Vremuri. Pentru că m-am lăsat de cafea în 2007. Am văzut că ești cu ceiuțul. Nu ești ceai, nu prea beau. Și să știți că n-am pus nimic în el. E așa, că a zis că el nu bea când lucrează. Deci puiul, fă-te că lucrezi. Da. Păi, au fost multe. Dar de ce nu... De ce nu mai filmezi? Adică am văzut că sunt lupi ăștia tineri care vin din urmă și sunt prezenți peste tot. E dreptul lor. Da. E foarte bine. Nu mai loc și pentru M-ar fi deranjat acum 10 ani dacă nu mă chemau. Mai ales că sunt aproape de București. Dar încetul cu încetul am realizat că producțiile se restrâng cu oameni dintr-un singur loc. E logic, pandemia. Și astea-s vremurile grele. Deci să mă cheme din să vină cu să mă ia cu mașina în Târgoviște sau să mă ducă. Așa e corect și frumos. Sau mă duc eu până acolo, nu e o problemă. Devine și pentru ei un pic obositor. Și mă bucur că cei tineri mai au, sau foarte tineri, reușesc să ajungă să filmeze și ei. Ies atât de mulți purtători de patalama pe care scrie actor, încât e inflație. Da? Sunt foarte mulți. E o zonă pe care nu cunoaștem, dar... Păi da, sunt vreo... Bucurăm. 10 facultăți de teatru în țară, cel puțin. Acolo în București, Târgu Mureș, Cluj, Iași, Timișoara... Mai știu, s-au făcut și de-astea, pe la Galați, și în Târgoviște, dacă îți place să fie. Și de acolo ies niște copii care nici nu au, cine știe, în general, ce buni profesori, ies niște copii care au patalaman în mână și ce să facă. Mulți se reorientează, e adevărat. Așa se întâmplă și cu cei care termină dreptul și cu cei care termină ASEU-ul, tot se reorientează pentru că sunt foarte mulți pe piață și... Da, nu e... Nu, înseamnă că e aceeași problemă și la talentul. Dar sunt foarte mulți tineri talentați și nu-i vede nimeni. Pentru că meseria asta trebuie să fie văzut. Reclame și... filmezi? Nu, n-am avut baftă de reclame. Acolo cred că e avantajos. Am făcut acum vreo 25 de ani, am făcut... Da, am făcut eu, am produs. Eram și la sat mare, nu e important așa. Dar am și produs niște, da. Niște reclame. Cred că am jucat în... Au mai fost vreo 3-4 pentru străinătate, gen telefonie. Pentru ceva Israel sau Polonia, nu mai știu. Știu că am luat niște bani buni pe o reclamă în care apăream, cred că, o secundă. Și s-a și refilmat, deci mi-am mai plătit încă o zi de filmare. Ceva la modul 700 de euro. Pentru stat o secundă. Un bătrânel care cânta la blocflute. De pe vremea aceea erai bătrânel, înțeleg. Aveam barbă. Da, eu mi-am lăsat barbă, am avut probleme cu dinții.
Și din cauza acelei bărbi n-am mai putut să scap de ea, pentru că aveam multe comenzi de filme, de seriale, de... Datorită bărbii. Da, pentru că, uite, a apărut unul la 45-50 de ani cu barbă. Bun. Albă și mai mare. Da. Și zis, era mai neagră la început, acum încetul cu încetul. Uite, barba asta nu o dau jos, că mi-a adus mulți bani, o mai țin aici, o mai cresc. Cum arată o zi din viața ta? O zi în care ai și trebuie să pregătești un spectacol, în care ai și piesă, în care trebuie să mai te întâlnești cu prietenii? Nu-mi place să mă trezesc de dimineață, pentru că mă culc târziu. Păi de-aia te-am programat și la podcast mai târziu un pic. Nu funcționez. Funcționez cu adevărat bine după ora 11, 10-11. Și de ce m-am apucat de teatru? Eram în liceu și aveam eu gânduri din astea artistice și nu știu cu ce actor sau ceva care cunoștea actorii m-am întâlnit și spune, am teatru toate repetițiile, sunt de la 10, de la 11, când te duci de dimineață la 7 la serviciu. M-am luminat și asta am să fac. Să nu fiu nevoit să mă trezesc la 8 de dimineață. Și așa m-am făcut actor. Din cauza asta, altfel nu... Să știi că din cauza asta m-am apucat și eu de radio, tot la fel. Când mai puneam programul mai după amiază, că și eu funcționez la fel ca tine. Până noaptea târziu și dimineață... E, și dacă mă trezesc pe la un 9:30, așa, dacă am treabă la 11, e ok. Totdeauna mă trezesc, încerc să mă trezesc cu o oră jumate înainte de ora de... Să-ți revii. Dacă avem repetiție pentru un spectacol nou, mergem frumos la 10, la 11. Da? O terminăm pe la 2. Dacă e spectacol seara și nu s-a mai jucat de mult și de obicei, având atât de multe spectacole, se programează un spectacol o dată pe lună. Mai repetăm și acolo de la ora 4. Jucăm spectacolul de la 7 și după care ori mai băgăm un fiord, ori fiecare acasă. Și... Cam asta e, și așa banal. Trec zilele mele sau tale. Trec, dar ar trebui să vină altele. Uite, acum în curând se prefigurează un mare workshop cu probabil spectacol Silviu Purcărete. Peste o săptămână vine și stă vreo câteva, nu știu, o săptămână, 8 zile, 9 zile. E un mare eveniment pentru, și pentru cultura locală. Silviu Purcărete e greu de prins. Extrem de greu de prins. Că are contracte în toate părțile. Și atunci vine să stea, nu rețin datele, dar în prima parte a lui februarie, până dincolo de jumate. Vreo 9 zile. Nu știm ce va face, o să vedem. După aia vine pe 18 Mihai Mălai Mare. Iarăși cu workshop și vreo 3 zile cu lansări de carte. O să fie interesant. O să fim prezenți. Trebuie. Și cam așa ne jucăm. Nu e rău. Nu e deloc rău. E o meserie foarte frumoasă, să știi. Am rămas în provincie, pentru că în provincie se joacă mult. Nu mi-am dorit București neapărat. Am fost de câteva ori la un pas de a mă angaja. Pentru că în București îmi vedeam colegii de generație, chiar nu toți, dar cea mai mare parte, aveau o premieră pe an. Maximum două ori. Eu jucam în provincie cu cel puțin 5-6 premiere pe an. Aici, în Târgoviște, cred că am avut un an și cu 10 premiere în care am jucat. Asta vreau să te întreb. Există piesă în care să nu joci? Oh, da, sigur că. Pentru că sunt foarte multe. Foarte multe și nici nu e necesar să apar numai că există aici în teatru. E mai bine așa. Nu mai am atâta vitalitate ca acum 10 ani, dar merg înainte. Cum arată o repetiție? Râdeți, vă simțiți bine, vă distrați sau sunteți foarte... Depinde cât de încrâncenată e treaba. Încrâncenați, asta am vrut să spun. Da. Eu sunt... Nu știu ce-i cu mine, dar mie îmi place să mă distrez. Toată viața mea zis, măi, eu mă duc la joacă. În fiecare zi mă duc la joacă. După reguli, bineînțeles. Da. Și încerc să scot tot ceea ce m-ar face la repetiție. Da. Tot ceea ce m-ar face să râd. Inutil. Atunci fac, nu foarte des și nu foarte multe, dar fac
ceace de repetiție, nu de spectacol. Pentru că trebuie să scot ceea ce mi-ar veni mai târziu să nu fac sau să fac. Dar niște exemple. Uite, hai să intrăm un pic în spatele scenei. Nici nu știu la ce să mă gândesc. O să te pun să spui și glume, dacă nu, că trebuie să-i facem pe oamenii ăștia să râdă. Pe lunea? Uite, asta a fost lunea. Păi, luni, nu știi că cine moare de râs luni merge rău toată săptămâna? Da, da, uite, avem oameni care se uită și marți și miercuri și joi și vine și sâmbătă și duminică. A, pentru da, ei. Tot timpul pentru ei. Eu sunt temporal. Da, da. Atemporal. Par n-am ce să zic. Păi nu știu, că trebuie să fie calde, nu? A fost premiera Evita Tango. Da. Fac parte din distribuție, însă eu n-am dansat. Căci n-am putut să dansez cum dansează colegii mei. Și am avut de spus vorbe. Vorbele erau din Ferma Animalelor, al lui Orwell. Vorbe care sunt făcute pentru a fi citite, nu recitate, nu spuse. Și a trebuit să umblu la text. Și acolo era permanenta chestie, diferența între animale și om. Cum lumea... exemplifici. Poți să exemplifici, că suntem da, foarte atenți. Trebuie, e un fragment care revine. Tot ce are două picioare este dușman, ce are patru picioare sau aripi, sau aripi, prieten. Mă, nu-mi ieșe asta. Două picioare, prieten. Nu, dușman. Două picioare, prieten. Două picioare, prieten. Două picioare, prieten. Patru picioare, dușman. Mă uit pe text, era invers. Invers. Două picioare, dușman. Te-a să te gândești la om, nu? Da. De ce nu gândeam eu un clip? Aia nu pot să spun. În rest totul mergea uns, dar când aveam de spus două picioare, trebuia să mă... Două picioare... Stai așa. Dușman, că era om. În premieră a fost perfect, dar până atunci simțeam cum albesc, cum curg apele pe mine. Ce naiba fac aici? Cum o dau la întors? Am avut de repede. Două picioare, prieten, nu este. A, da, 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 da. Patru picioare și acum, și acum patru picioare, stai puțin, ce am zis mai devreme. Patru picioare, prieten, este tovarăș. Am făcut o legătură. Dar se întâmplă, sunt de-astea mărunțele care te și miri la un om cu ceva experiență, minte, cum mă consider eu. Ceva experiență și minte. Să le aberezi în felul ăsta. Așa, mai am în nunțile, trebuie să... E un text Cehov. E un text foarte greu, în care un marinar bătrân, un comandor, cum s-o numi pe la ei pe acolo, trebuie să explice cum se ridică sarturile, se lasă vela mică, deci nici eu nu pot să spun, niciodată n-am știut să-l spun. Și atunci o luam pe o arătură și vântul vuiește, corabia se îndreaptă spre val, eu trebuie să vorbesc acolo de sarturi, marinarii sar la gambia mică, vânt în prova, la babord. Bă, eu întreagă, le sucez, le învârtez, dar sunt pătruns de ceea ce fac acolo. Mai cunoscători își dau seama ce ai încurcat, că pentru mine e același lucru. Dar ce, avem marinari în Târgoviște? Mai sunt vreo 2-3 la pensionari. Aole, să nu vin asta. Este actul artistic și până la urmă actorul trebuie să și improvizeze, că altfel n-ar mai fi actor. Ar fi un roboțel. Mai sunt bâlbe la care ne apucă râsul în scenă. Nu pot să dau exemple, pentru că bâlbele sunt alea de neținut minte. Dar vă salvați unul pe altul, nu? Uneori da, alteori stăm cu spatele, nu. Aoleu. Salvăm tot ce urmează mai departe. Vă întoarceți și începe să chicotiți acolo. Eu râd extrem de rar. Cred că am râs de 2-3 ori în viața mea la poantele făcute de alții. În general le fac eu. Și tu râd ceilalți. Și râd ceilalți. Dar de fapt ele sunt... Ne cunoaștem cu toții, suntem marea parte, cred că mare parte, buni improvizatori. Vorba că o iei, ar fi normal. Jucând spectacole rar, chiar dacă spectacolele rar, chiar dacă le repetăm înainte, sunt niște lacune de text, totuși au trecut câteva luni de zile de la premieră, de la... Mai uiți niște lucruri. Și atunci ești nevoie să improvizezi cu bun simț sau îl scoți, îl salvezi pe celălalt când vezi că s-a blocat. Am avut la un moment dat eu o problemă din asta, la Tache, Anche și Cadâr. M-am întors ușor cu spatele lângă colegul meu, Adrian Păduraru, și am zis, nu mai știu ce urmează. Încet, nu mai știu ce urmează. Mi s-a pus un blank. Habar n-am de ce, se întâmplă. M-am îngrozit atunci. Jipa e îmbătrânit,
Adio, ce-a putut în sfârșit. Da. E, a fusesem un blanc. Am căutat motivația, am găsit-o neimportantă. Oboseala. Nu neapărat. Am făcut un drum inutil în scenă. Mi-am dat seama pe parcurs că era inutil și m-am trezit într-un alt punct al scenei în care n-ar fi trebuit să fiu. Și n-ai legat ceea ce te-a spus. Și instinctul a forțat chestia asta. De fapt, trebuia să mă adresez unui alt actor care era foarte aproape de mine, nu era departe ca mai înainte. Da. Dar să spun asta, nici Adrian Pătrălu n-a știut pe moment ce să facă, unde să... M-a salvat Chiribuță, Paul Chiribuță. Și ce vrei să-mi spui, băi... A, tu vrei să spui că ceva la modul ăsta, știi? Păi, asta vine. Dar el nu auzise că m-am blocat. Dar s-a prins că nu venea... S-a prins că era ceva, noi ne uitam unul la altul. Ce trebuie să zic, nu mai știu. Da, sunt frumoase astea. Sunt frumoase. Tu știi pentru că e ceaiul rece. Am observat, da. Să mai punem niște apă caldă în el. Nu, stă bine. Voi, actorii, vă... Sunteți talentați, așa, a spune bancuri, a spune poante. Bă, ție-ți place să spui? Adică, ai bancuri preferate? Îți vin tot timpul în cap bancuri vechi sau ești adeptul și bancurilor noi? Bancurile noi sunt astea de Facebook, scurte în general. Rar mai apar bancuri. Sau poate că apar. Și le agrezi? Adică le guști? Pe moment, le guști? Dar am observat câte vreo ceva vreme încoace, alea de pe Facebook care apar, le uit. Sau ne le spunem, e memoria asta scurtă a rețelelor de socializare. Dar la ce dacă ești cu prietenii, le spui și lor și gata, a trecut. Nu-l mai ții minte. Ți-l amintești când îl vezi din nou? Da, da, îl știu. Sau a fost un mare spunător de bancuri. Spune-și cel mai tare ban pe care știi. Durează. Și plecăm undeva? Mai avem, nu? Avem dădări, uite. Bulă la ora de muzică. Profesoara. Dragi copii, astăzi vă voi învăța să vorbiți la muzică numai cântând. Deci, ce am avut de pregătit pentru astăzi la muzică, zi Ionele, zi. Noi pentru astăzi am avut de pregătit la ora de... Și deschide ușa și apare Bulă. Domnul așa... Profesoară, mă rog că mă iertați că am întârziat la ora... Ieși afară, Bulă, și să-mi spui cântând de ce ai întârziat. Zi, Ionele, zi. Noi pentru astăzi am avut de pregătit la ora de... Domnul așa... Profesoară, vă rog să mă iertați că am întârziat la ora de... Ieși afară, Bulă, și să-mi spui cântând de ce ai întârziat. Zi, Ionele, zi. Noi pentru astăzi am avut de învățat la ora de... Domnul așa, profesoară, ieși afară, Bulă, și să-mi spui cântând de ce ai întârziat. Zi, Ionele, zi, noi pentru astăzi, tovarășa Bulă, profesoară, e bine, vă rog să mă iertați că am întârziat la ora de muzică, deoarece de dimineață mama, Bahama, mama, a murit. Aoleu. E groaznic, dai minte. Aoleu. Și am spus varianta scurtă. Câte să tem, am montaj? E un banc. Da. Mi-au dat lacrimile. Puteți să-l tăiați la montaj, dacă... Nu, lăsați. Mâncim prea mult ca să-l tem la montaj. Da, sunt bancurile vechi. Da, vechi. Era bancul... Deci, eu am un banc preferat. Acum, na, trebuie să salvez și eu situația, dar nu o să o salvez, pentru că nu este un banc foarte simpatic cu bilele de oțel. Și asta, ideea este că știu acest banc de poate 30-40 de ani. Deci când eram elev și mi-am dat seama că după vremea aceea poporul ăsta român avea niște valori adevărate. Adică ele nu că s-au păstrat, ele s-au dezvoltat după în ultimii 30 de ani. Și bancul era așa, un experiment în care trei, un american, un elvețian și un român erau izolați într-o cameră
timp de un an de zile cu două bile de oțel de câte 5 kg fiecare în cameră. Restul, mobilier foarte sărac, li se dea mâncare într-o ușiță, dar atât. Ideea era să vadă ce fac cu oamenii ăștia timp de un an de zile cu acele două bile de oțel. Ah, ce buzunar. Izolați perfect. După un an, intră la american. Frumos, patul aranjat. Da, era un pătuț, un dulăpior, ceva, acolo. Bilele lustruite, frumos, în mijlocul camerei. Americanul cu mușchi pe el, frumos, făcut. Ia zi-mă, ce ai făcut un an de zile cu bilele astea? Păi, ce am făcut? Uite, sport, fitness, am greutăți, am făcut gimnastică și mi-am format, acum mă duc direct la culturism, campion mondial scrie pe mine. Bravo, mă, uite, o chestie foarte bună. Intră în, la elvețian. La fel, frumos, aranjat totul pe acolo. Bilele frumos lustruite în mijlocul camerei. Da, ce putea să ia? Avea un pat, un dulăpior și un cuier. Și o masă și un scaun. Atâta era în camera aia. Pă, pereții scriși peste tot. Zice, tu ce ai făcut? Păi am făcut niște studii de interacțiune fizică. Am revoluționat știința. Și uite, aici am toate calculele mele făcute. Ce doar trebuie să le pozez, să le copiez și premiul Nobel e asigurat. Bă, bravo, un om a avut timp, a fost relaxat. Intră și la român. O mizerie și un jec pe acolo. Românul în pat, se scărpina la coaste. Și zice, și mă, a trecut anul? Da, a trecut anul. Așa. Și? Păi, acum spune și noi ce ai făcut cu... Ți-am lăsat două... Okay. S-a uitat aia pe o numere? Zice, ce ai făcut cu bilele alea de oțel? Dom'le, e o problemă. De fapt, sunt două. Ce problemă să fie, mă? Păi, pe una am pierdut-o și una am stricat-o. Da, ca și ai română. A fost destul de lung? Nu, a fost ok, nu. Am mai compensat un pic. Ăsta este bancul meu preferat. Și întotdeauna am încercat să mă feresc. Așa, în viață. Ea a fost o pildă în capul meu. Unul foarte de curând, de fapt, nu e chiar banc. E o spusă a unui amic. Și după ce dacii au construit piramidele, au luat ei așa frumos pe Nil în sus, prin Mediteran au trecut, au ajuns la Marea Neagră, pe gurile Dunării, după aia pe Olt, și s-au dus ei în locurile lor. Au ajuns și acolo și au dat seama că au uitat să-și pună căciurile pe piramidă, să se vadă că sunt pe sistemul... Dacii liberi, nu orice daci. Ăia de atunci, ăia adevărați. Și atât de tare s-au enervat, le-a fost lene să se mai întoarcă, încât de atunci au preferat să trăiască în bordei și să nu mai facă nimic. De tot îi auzi, dom'le, ce civilizație au fost, dar nu s-a găsit o locuință de pe vremea aia. Păi, sau de la ploaie? Da. Păi, le-a luat cu noroi cu tot, s-a dus. Da, e ciudat, dacopații sau dacologii sau cum se numesc ăștia. Mă rog. Păi da, avem acolo energiile. Păi energie ne-am bazat, nu pe muncă. Păi, și acum ne tot pe energie ne bazăm. Tunelurile alea de sub Sfinxul din Bucești, pe care nu le-a păzut nimeni, acolo trebuie să încă fie. Încă săpăm după ele. Da, cum am văzut aici prin Târgoviște, că se săpa la un moment dat pentru canalizare și așa ceva. Încearcă să găsească metroul. Da, și tunelul acela secret care merge de la Turnul Chindiei până la sus la mănăstire. E posibil să fie existat, pentru că erau niște vremuri în care trebuia să fugi repede dintr-un loc într-altul. Era problemă cu că trebuia să treacă pe sub Ialomița, dar în rest... A, da, aia cred că au rezolvat, okay. Au pus niște tuburi de plastic. Cei că au găsit și ei prin pădure pe acolo. La Suceava știu precis că e un astfel de tunel. Refugiu. De refugiu. Numai că era... Mi-a arătat cineva că de aici începe, n-aveai voie. Dar era o chestie atâtică, trebuia să mergi eventual pe coate și pe genunchi. Ah, era pentru Ștefan cel Mare, da. Care era mic. Care era mic de înălțime. Da, dar mă gândesc că după intrarea asta mică trebuia să fie un spațiu foarte, foarte larg, pentru că Ștefan cel Mare avea mulți copii și trebuia să intre da, toți. Da, trebuia să-i adune da. Ca om. Ca om. Ce ți-ar plăcea să filmezi? Hai, și să ne apropiem de final. Ce personaj te-ar face să revii așa la ecranul ăsta de sticlă? Știi unde crezi că te-ai încadra așa acum? Cum ești tu cu experiența ta, cu barba asta frumoasă? Unde crezi că te-ai încadra așa? În istoria românească sau mai puțin? Sunt unul dintre.
nu mi-am dorit să fac apostolat, să fac eu actorul jipa care mă distrez în continuare. Ca ce aș vrea să fac? Uite o chestie ciudată, prima dată sunt întrebat. Eu în teatru nu mi-am dorit niciun rol anume. Da, dar nu puteai să joci pe Ioana Dark, spre exemplu. Nu. Nici pe Evita. Nu. Adică nu, dar... nu ți-ai dorit, dar nici n-ai fost de parte așa de personajele pe care le-ai întrupat. Iar în film, e foarte greu. Deci îți trebuie impresar. Îți trebuie unul care să se ocupe de tine știindu-te ce ai putea să faci. Noi nu prea avem așa ceva. Sigur, am vreo doi directori de casting care știu unde să mă trimită. În ce zonă. Dar tot e legat de barbă. Nu prea mi-am... Pentru că în film trebuie să vinem un scenariu întâi. Eu îți dau scris că dacă îți dai barba jos, nu te mai cunoaște nimeni pe stradă. Nici nu m-am recunoscut nici eu când m-am uitat în oglindă. Așa că rămâi personajul ăsta. Din 93, okay. 94. Da, mi s-a spus. Plus că să mai fac bani cu Moș Crăciun, cu asta, adică trebuie să... E adevărat că ai o concurență foarte puternică, pentru că ai un alt Moș Crăciun care e mai bătrân ca tine pe piață. Da, e loc pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Îți mulțumim. Cu plăcere. Da, ți-am tăiat. Te rog frumos. Nu. Mă gândeam că, da, ce ciudat. Nu mi-ai răspuns la întrebare, da. Personajul. În film... La câți tineri sunt în lumea asta, mai face cineva filme cu Moș Crăciun? Da. Mi-ar plăcea să joc un țăran. Eu n-am vise să joc prințișori, domnițe și alte chestii. Oameni simpli, de caracter. Numai că îmi plac și rolurile negative. Acolo e mult mai ușor să scoți din tine răutăcizme. Nu l-am văzut pe Moș Crăciun în rol negativ decât... A, da. Foarte rar. Billy Bob Thornton. E dublă serie, sau e franciză pe filme. Am evitat să mă uit la astfel de filme. Mel Gibson a făcut un Moș Crăciun de ăsta. Da. Trăgea foarte bine cu pistolul. Da, suntem câțiva care mai putem să jucăm așa. Maestre, drag prieten, Puiu Jipa, actorul nostru drag, om al cetății, chiar dacă este... importat, între ghilimele. Dar ți-ai zis, Ploiești, tu, Târgoviștea, este aici. 18 ani de zile. Ești aici, ești... M-am auto-adaptat, auto-adoptat. Deci tu răgățean ești. Răgățean, așa se spune, nu? Deci, uite, scurt de tot. Așa. Satul Mare, Ardealul, mi-a schimbat un pic caracterul. Eu eram ploieștean de ăsta, mai sămânța, băi, hai, ia să mă împace, prostit. Eram mai bagabonțel așa, nu neapărat. Dar foarte... rapid încercam să și, nu chiar violent, dar săream la cafeteală, la luat de apărări și alte chestii. În Satul Mare, unde nu era cazul de așa ceva, am aflat că timpul are răbdare cu orice și oricine. Acolo aveai timp, toată lumea spune, dar este timp și pentru asta. Băi, dar ne trebuie astăzi. La ce oră? Peste 4 ore. Oh, este mult timp, stai, că până atunci se mai întâmplă altele. Exagerez puțin, dar... Aia m-a făcut să-mi dau seama că cu cât trec în vârstă mai sus, am timp pentru răbdare am timp. Eu fiind foarte grăbit, vrem să le fac pe toate repede sau în ultima clipă. Ești înțeleptul nostru. Nu, sunt cel mai înțelept de pe scaunul ăsta și atât. În alta două scaune, tu ești cel mai înțelept. Mă bucur tare mult că ai avut timp de noi. Da. Da, nu, că nu e nicio problemă. Avem tot timpul. Deci podcastul poate să lungească la infinit. Vreau să spun, să văd cum faci încheierea. Sunt curios, că n-am mai avut podcastul. Habar n-am. Ce bine. Dar îți mulțumesc pentru prezență. Cu plăcere. E o chestie generală. O să ne mai vedem. Cu siguranță că o să ne vedem la teatru. Îmi doresc să te văd și în filme, pentru că ești unul dintre actorii mei preferați. Știi că te îndrăgim, ești prietenul nostru, ești și un om al cetății, cum spuneam puțin mai devreme, și ne bucurăm că ai ajuns în podcastul nostru printre primii. Mulțumesc. E bine încheierea? E cea mai bună încheiere. Da? Da. Și ne mai și citim în Gazeta Dâmbovițe. Ne citim și în Gazeta Dâmbovițe, marțea, am reținut. Da, multă lume scrie. Încercăm și noi să fim un bastion de cultură și inclusiv în acest podcast încercăm să aducem în atenția târgoviștenilor, dâmbovițenilor, dar și a României, oameni care au legătură cu
cetatea noastră de scaun, au legătură cu Târgoviștea și au multe lucruri de spus, pentru că au făcut multe lucruri la rândul lor înainte să ajungă aici și mai au și alte lucruri de făcut în continuare.